Serialul Netflix arată cum soția lui Țepeș se aruncă de pe cetatea Poenar pentru a nu pica în mâinile otomanilor. Aceasta este o pură invenție, cu forță dramatică însă. Nici nu știm sigur dacă Țepeș era căsătorit pe atunci, iar concubina lui, mama lui Mihnea cel Rău, s-a căsătorit mai târziu cu Dragea, armașul din Mănești. Deci de unde această poveste? Din folclorul românesc, controversatul etnolog Nicolae Densușianu a publicat, la sfârșitul secolului XIX, o presupusă tradiție din Muntenia. Spun presupusă fiindcă exista pe atunci obiceiul de a înfrumuseța povestirile folcloristice pentru a le adapta la gustul contemporanilor, care idealizau și romantizau trecutul. Versiunea lui Densușianu povestește că soția legendarului voievod Radu Negru s-ar fi aruncat de pe o stâncă pentru a nu fi necinstită de turci. Autorii americani Raymond McNally și Radu Florescu, care l-au legat pe voievod de vampirul Dracula, l-au identificat pe Radu Negru cu Vlad. Deci, cam așa de bine s-au documentat autorii seriei Netflix despre evaluarea acesteia. Vedeți linkul din descriere.